Un accident cu pagube materiale a dezvăluit o serie de infracțiuni pe care le-a făcut un singur om la volan. După ce au ajuns la locul accidentului, oamenii legii aveau să descopere că bărbatul de 39 de ani nu avea permis de conducere, s-a urcat băut la volanul unei mașini care avea numere de înmatriculare false. Bărbatul a fost reținut imediat de polițiști. Polițiștii biroului rutier Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada locotenent Ovidiu Balea din municipiu ar fi avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat în vârstă de 39 de ani. În urma verificărilor efectuate de către polițiști în bazele de date, s-a stabilit că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, a rezultat faptul că autoturismul figurează ca fiind neînmatriculat, având numere false de înmatriculare. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,17 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deține permis de conducere, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, precum și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și cu număr fals de înmatriculare, transmit reprezentanții IPJ Timiș.